pentru corul din Carpați și mulțumim Domnului pentru slujirea lor. Radu a început predica lui spunând despre unitatea bisericii și eu mă pregăteam să încep predica vorbind tot despre unitatea Duhului, pentru că de fiecare dată când stau în fața dumneavoastră mă simt foarte dependent de Duhul Domnului, pentru că îmi dau seama că fiecare dintre dumneavoastră sunteți atât de diferiți și fiecare dintre dumneavoastră veniți cu probleme atât de diferite și inima fiecăruia dintre dumneavoastră este atât de diferită, cu probleme diferite, cu provocări diferite, cu păcate diferite. Și îmi dau seama că nu am cum să pot să ating eu problemele din inimile dumneavoastră. Și întotdeauna îmi dau seama că trebuie să contez pe unitate a lucrării Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Domnului vă cunoaște pe fiecare dintre dumneavoastră. Duhul Domnului este Cel care vă știe la fiecare problemă și El poate să facă și să pregătească un mesaj potrivit pentru dumneavoastră. De atâtea ori am avut experiența aceasta când venind la biserică, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod specific, clar, prin cei care au fost aici și au vestit cuvântul Domnului. Și cred în această unitate a lucrării Duhului Sfânt, care este o lucrare unitară. S-a citit în seara aceasta textul acesta din 1 Samuel, din 16. Și mi s-a părut versetul 7, versetul care este atât de plin de semnificație și am să-l citesc. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Domnul este Cel care se uită la inimă. Domnul este Cel care s-a uitat la inima lui David. Și atunci când Saul a avut primul moment de neascultare, Samuel îi spune, așteaptă-mă 7 zile, să aducem jertfa împreună și apoi vei începe lupta împotriva filistenilor. Și Saul are primul moment de neascultare și aduce jertfa și nu-l ascultă și nu-l așteaptă pe Samuel. Și Samuel îi spune, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeu tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui. Domnul și-a ales un om după inima lui. Și atunci când Samuel merge în casa lui Isai și trebuie să aleagă un nou împărat, Dumnezeu îi spune, mă uit la inima acestor tineri. M-am uitat la inima celor 7, acum cheamă-l și pe 8-lea. Pentru că eu mă uit la inima fiecăruia, ca să văd cum este inima fiecăruia și să fie ales după inima mea, spune Dumnezeu. Și tocmai în acest context am și început, pentru că îmi dau seama că problema aceasta a inimii este o problemă atât de specială. Încă o dată, nu vă cunosc inima fiecăruia dintre dumneavoastră. Fiecare dintre dumneavoastră vă știți inima foarte bine. Poate nici soțul și nici soția nu știe tot ce este în inima ta. Stați unul lângă alții. Credeți că vă cunoașteți inima celuilalt, al celui care stă lângă dumneavoastră? Absolut deloc. Fiecare își cunoaște inima și mai bine decât noi poate. Este Dumnezeu care ne cunoaște foarte bine. În Evrei am citit în capitolul 4, versetul 13, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelora cu care avem de-a face. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre modul în care Dumnezeu se apropie de inima noastră, despre modul în care Dumnezeu se apropie de locul acela în care suntem numai noi, chiar numai noi suntem. Locul acela în care numai eu mă știu foarte bine și îmi văd foarte bine defectele mele și îmi știu foarte bine răutățile mele și îmi știu foarte bine păcatele mele. Locul acela în care sunt numai eu singur și numai eu mă știu și mă știe numai Dumnezeu. Și este un mod special în care Dumnezeu se apropie de inima noastră. Noi încercăm foarte mult să ne ascundem părțile rele și încercăm să ne creăm o anumită imagine și să afișăm această imagine. Dar de fiecare dată când ne cercetăm și mai ales când o facem la cină, când stăm la cină cu Domnul și fiecare se cercetează, ne vedem realitatea din inimă și știm foarte bine fiecare ce suntem și nu ne putem să ne vedem mai mult decât ceea ce suntem și stăm și ne zmerim înaintea Domnului și ne recunoaștem. Și am văzut că atunci când Dumnezeu se apropie de inima noastră, locul acela tainic, locul acela pe care numai eu îl știu, ceea ce face Dumnezeu este că descoperă tainele inimii.
am citit în cuvântul Domnului că Dumnezeu descoperă tainele, lucrurile acelea ascunse, lucrurile acelea care n-aș vrea să-L știe nimeni. Și am citit, am găsit două situații, două momente în care Dumnezeu descoperă tainele inimii. Tot în Evrei, capitolul 4, căci versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Și acum, judecă simțirile și gândurile inimii. Cine știe simțurile și gândurile inimii? Dar e o lucrare deosebită atunci când Dumnezeu, prin cuvântul Lui, vine în inima ta. Și în momentul în care Dumnezeu te cercetează prin cuvântul Lui, atunci El îți descoperă și tu îți vezi toate tainele inimii care până atunci nu vrei să le știi. Am mai citit în 1 Corinteni despre faptul că atunci când în biserică, spune Pavel, intră unul care nu este credincios sau care nu are daruri și toți prorocesc, toți transmit mesaj din partea lui Dumnezeu, toți au un cuvânt care este cuvântul Domnului. Și cred că e bine să deschid acolo. În 2 Corinteni, capitolul 14. Dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără darul, el este încredințat de tot, este judecat de toți. Și acum ascultați. Tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu e în mijlocul vostru. Așa acționează cuvântul lui Dumnezeu când cercetează inima omului. Îi descoperă tainele lui, descoperă lucrurile acelea pe care n-ar vrea să le știe și omul cade în fața lui Dumnezeu, își recunoaște laturile acelea pe care n-ar fi vrut să le spună și își mărturisește păcatul și atunci când cuvântul lui Dumnezeu descoperă tainele inimii, apare pocăința, apare iertarea, apare mântuirea. Atunci când omul cade în păcat, omul are două reacții. Una dintre reacții este să justifice păcatul, să scuze păcatul, să găsească o explicație, să găsească eventual un alt vinovat. Când Dumnezeu vine la Adam, Adam zice, nu eu, Eva. Când vine la Eva, Eva zice, nu eu, șarpele. Prima tendință este de a justifica, de a explica, de a găsi o cauză, de a găsi alt vinovat. O altă tendință a noastră atunci când apare păcatul este de a-l trece cu vederea, de a ne comporta ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ca și cum n-a fost nicio problemă. Cum spun americanii, ok, tot e ok, da? Stilul acesta, nu e nicio problemă. De cele mai multe ori când citeam despre istoria lui David, îmi imaginam că după păcatul lui cu Bathsheba, a doua zi sau cel mult săptămâna următoare, Nathan a stat la ușa lui și a bătut și a adus cuvântul Domnului care l-a confruntat cu păcatul din viața lui. Dar citind mai atent, am observat că între momentul păcatului și momentul în care Dumnezeu îl confruntă prin cuvântul lui, prin cuvântul rostit prin Nathan, a trecut probabil un an de zile. Știți de ce? Pentru că la sfârșitul discuției dintre Nathan și David, Nathan îi spune, copilul care ți s-a născut va muri. Deci copilul acela s-a născut, probabil că e undeva între peste 9 luni, undeva spre un an de zile. Deci a fost un an de zile în care ce-a făcut David? A trecut cu vederea păcatului, s-a comportat ca și cum n-a fost. Și el spune la un moment dat într-un din psalmi, cât timp am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele. Sunt două tendințe, ori să ne justificăm păcatul, ori să-l trecem cu vederea, dar vine cuvântul Domnului în inima ta și îți descoperă tainele inimii și îți recunoști păcatele și îți descoperă păcatele pe care ori le-ai justificat și mergi cu ele mai departe, ori le-ai trecut cu vederea. Și rugăciunea mea în seara aceasta este și mă bazez pe lucrarea Duhului Sfânt, pe cercetarea pe care o face Dumnezeu, o face cuvântul Lui, ca fiecare să stea în lumina cuvântului, să lase cuvântul și lucrarea Duhului Sfânt să fie o cercetare și să fie o descoperire, ca lucrarea aceasta să fie o lucrare de vindecare și de mântuire. Merg un pas mai departe. Atunci când Dumnezeu se uită la inima omului, s-a uitat la inima lui David, mai face un lucru, ridică standardul de sfințenie foarte mult.
Noi știm că oamenii vor fi judecați pentru faptele lor, știm că oamenii vor fi judecați pentru vorbele lor și știm că nici măcar un cuvânt nu va cădea și nu va fi evaluat de către Dumnezeu, dar mai există un nivel la care ne evaluează Dumnezeu. Și acela este atitudinea din inimă. Și din nou intrăm într-un domeniu în care nu se vede nimic în exterior. Sunt numai eu și inima mea. Sunt numai eu și Dumnezeu. Se vede atitudinea inimii mele? Numai eu o știu. Numai eu știu ce simt față de fratele, numai eu știu ce simt față de o anumită persoană, numai eu știu. Dar Dumnezeu și Domnul Iisus ridică foarte mult standarduri de valoare. Și ca să înțelegem lucrul acesta, vă invit să deschidem în predica de pe munte. Acolo Domnul Iisus se folosește de două porunci ca să ne atenționeze că ceea ce se întâmplă în inimă, că atitudinea inimii este una care este esențială pentru Dumnezeu. Sunt importante faptele, sunt importante cuvintele, dar e important ceea ce se întâmplă în inima ta și numai tu știi. Și acolo te evaluează Dumnezeu. Și acolo te evaluează Dumnezeu. Și folosește Dumnezeu două porunci. Folosește Domnul Iisus două porunci. Și spune, ați auzit în Matei capitolul 5, versetul 21-22 și apoi 27-28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și apoi vine standardul Domnului Iisus. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Mergem în versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Și apoi din nou standardul Domnului. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Standardul de sfințenie al Domnului Iisus este ridicat până la nivelul atitudinii inimii. Acolo se întâmplă ceva care nu vede nimeni din exterior. Numai eu știu care a fost reacția mea. Numai eu știu ce am simțit în inima mea și Dumnezeu de asemenea, care mă evaluează. Și am încercat să înțeleg cum se întâmplă acest standard. Și mi-am adus aminte de cuvântul rostit de Iacov, care spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului. Ce se întâmplă? Se întâmplă o lucrare care numai eu știu, se întâmplă numai în inima mea. Există o anumită atracție datorită firii mele, datorită poftei firii mele. Și atunci se creează perspectiva păcatului. Păcatul nu se întâmplă fizic, dar există o imagine a păcatului, o posibilitate a păcatului, o posibilitate. Ce se întâmplă în inima mea? Vreau să-mi fac dreptate? Vreau să mă răzbun? Vreau să trăiesc clipa de plăcere? Care este atitudinea mea, în inima mea, vis-a-vis de perspectiva păcatului? Poate să fie, unu, plăcere. Și dacă în inima mea perspectiva păcatului produce plăcere, atunci păcatul este deja înfăptuit din punct de vedere al standardului stabilit de Domnul Iisus. Dar dacă în inima mea perspectiva de a trăi păcatul produce ceea ce spune Pavel, o durere necurmată și o tristețe mare, și aici vă invit să vă evaluați fiecare, când stați și vă confruntați cu perspectiva păcatului, cu o posibilitate a păcatului, care este numai în inimă, totul se întâmplă numai aici, numai eu și Dumnezeu știu. Ce se întâmplă în inima mea? Perspectiva păcatului îmi produce plăcere și mă opresc aici? Nu se întâmplă păcatul fizic, da? În inimă se întâmplă această perspectiva păcatului care îmi produce plăcere. Sau, în inima mea, perspectiva păcatului produce o mare întristare și o durere necurmată. Și a doua invitație este de a ne cerceta și sub acest aspect. Pentru că cadrul de sfințenie, sfințenia pe care o cere Domnul este la nivelul inimii, la nivelul atitudinii inimii. Mă duc spre încheiere și vreau să trag două semnale de alarmă. Sunt unii care vor spune, inima este importantă. Eu în inima mea sunt foarte bine cu Domnul. Eu în inima mea mă simt bine cu Domnul. Ce se întâmplă afară mai puțin important. Eu știu ce e inima mea și într-adevăr numai el știe ce e în inima lui. Sau alții care fac invers, care afișează o lucrare deosebită, afișează, se prezintă cu o viață plină
de activități religioase, le spun eu. Așa cum spune Domnul Iisus, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima este departe de mine. Și pentru aceștia Domnul Iisus are două cuvinte care sunt tot în predica de pe munte. Primul, unii care spun, inima este importantă. Domnul spune, pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Dacă inima ta este bună și ești bine cu Domnul, lucrul ăsta trebuie să se vadă, lucrul ăsta se va vedea. Nu poți să spui că eu în inima mea sunt bine cu Domnul și să trăiești cum vrei tu. Al doilea semnal de alarmă. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Am spus că Dumnezeu descoperă tainele inimii și prima modalitate de a descoperi tainele inimii este prin cuvântul lui, atunci când ne cercetează cuvântul Domnului. Dar există încă un moment în care se descoperă tainele inimii și pentru aceștia, în momentul în care se descoperă tainele inimii, Domnul le spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Și tainele acestea inimii se descoperă, cum ne spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4. Când va veni Domnul, prima dată tainele inimii se descoperă când ne cercetează cuvântul Domnului. Dar apoi mai vine un moment. Dacă eu mă încăpățânesc să stau într-o relație incorrectă cu Domnul, când va veni Domnul, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare va căpăta lauda de la Dumnezeu, își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Deci să nu ne păcălim. Va veni momentul când va veni Domnul și atunci El va descoperi toate gândurile inimii. Să fim atenți la lucrul acesta. Mă rog Domnului ca lucrarea Duhului, care este una în unitate, să lucreze în seara aceasta, să ne cerceteze, să ne sensibilizeze vis-a-vis de atitudinea inimii. Să nu uităm că standardul de sfințenie este la nivelul faptelor, la nivelul vorbelor, dar ce se întâmplă acolo în inimă? Fiecare știe ce este în inima lui, fiecare să se cerceteze, fiecare să lase cuvântul Domnului să-l cerceteze, să lase să descopere tainele inimii și lucrarea aceasta să fie spre mântuire, spre vindecare, spre iertare. Amin.